Începutul lunii august vine cosuit întreagă de manifestări dedicate aniversării orașului. În fiecare an este marcat momentul instaurării administrației românești la Timișoara la 3 august 1919. Pentru că este o sărbătoare a întregii comunități, primăria include în programul evenimentelor și activități dedicate celor mai mici timișoreni. 50 de copii au avut parte de o perspectivă nouă asupra orașului prin intermediul unui tur ghidat gratuit. Viceprimarul Ruben Lațcău a însoțit unul dintre grupurile de copii cu care a discutat despre oraș și despre ce își doresc cei mici pentru viitor. Copiii au parcurs zona centrală a orașului, dar au făcut și o călătorie în timp, alături de ghizii care au îndrumat grupurile. Au discutat despre evoluția și dezvoltarea Timișoarei de-a lungul timpului. Povestea a început de la perioada medievală, când orașul a fost capitala regatului maghiar. Cei mici au aflat și despre cei 164 de ani de dominație otomană, dar și despre perioada în care Timișoara a făcut parte din Imperiul Austriac și apoi cel austro-ungar cu transformările survenite. Au fost prezentate marile transformări de la începutul anilor 1900 și perioada interbelică, cea comunistă și izbucnirea Revoluției la Timișoara. Copiii au văzut locurile emblematice ale orașului, precum Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Unirii, Piața Sfântul Gheorghe, bastionul și străzi din zona pietonală. De asemenea, au aflat povestea celor mai importante clădiri din această parte a orașului. Turul ghidat a fost urmat de o plimbare cu vaporașul pe Bega, activitate care a fost posibilă cu sprijinul STPT. Povestea orașului a continuat cu prezentarea modului în care a fost folosită Bega de-a lungul timpului, ca mijloc de protecție, resursă de apă, cale de transport, surse de electricitate. Au aflat și povestea cartierului Fabric, cu rețeaua de canale care a existat acolo, cu cele 70 de poduri și podețe, cu dispariția lor și construirea podului Decebal. O parte dintre copiii participanți beneficiază de servicii sociale oferite de administrația locală prin Centrul Cultural și Educațional Cunț și Centrul de zi Sfântul Nicolae ale Direcției de Asistență Socială Timișoara.